Un adolescent din capitală a încercat să omoare cu maceta un tânăr după ce ar fi cumpărat de la el droguri pe stradă. Ca să nu mai plătească substanțele interzise, adolescentul a vrut să-l ucidă pe dealer. Ce s-a întâmplat mai exact aflăm de la colegul meu Bogdan Borza. Este alături de mine cu ultimele informații despre cazul acesta. Bogdan, bun găsit! Bun găsit, se înmulțesc cazurile de violență extremă în capitală. De data aceasta totul s-a întâmplat între niște blocuri din sectorul 2, la doar câteva sute de metri de parcul Lacul Tei, în parc în care se plimbă în general foarte mulți copii. Unui adolescent de 17 ani se aduc acuzații grave după ce ar fi scos maceta în plină stradă și ar fi atacat un alt om, mai exact pe dealerul său de droguri. După ce a primit drogurile, adolescentul nu a vrut să le plătească, a scos maceta și l-a tăiat, provocându-i mai multe răni. Victimei, din fericire, este în stare bună în acest moment. Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, iar abia ieri agresorul a fost audiat și a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie dus astăzi cu propunere de arestare preventivă în fața judecătorului pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor. Cum spuneam, sunt mai multe cazuri de acest fel, după ce săptămâna trecută alți doi traficanți înarmați cu o macetă au intrat în locuință peste un al treilea traficant, l-au amenințat și au furat din casă tot ce aveau mai de preț.